Vă rog frumos, încet batem în tastatură, da, mai ușor cu comenturile, nu cumva să pice și YouTube-ul. Că ați văzut ce am pățit luni, o pica Facebook-ul, am rămas fără mamă, am rămas fără tată. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după aici, pe contul de YouTube al lui Nicu Bendea. Năcaz mare, n-am mai văzut luni seara, n-am mai putut să vedem și să dăm like-uri la poze cu pisicuțe. Dar totuși, să vedem partea plină a Facebook-ului. În timpul ăsta, poate câțiva dintre voi v-ați motocit pisicuța partener, dar nu mă bag, e problema, e treaba, e fix treaba voastră, dar vedeți că un cetățean din Reșița, disperat că nu poate vorbi pe Messenger Facebook cu nevastă sa, o suna la 112. Vedeți? Frica de muiere. Îți dai seama că aia lua acasă. Ce ai făcut în orele alea? De ce nu mi-ai scris? Eu am așteptat să... Dar păi mami, a fost picat net, a fost picată... N-am mai văzut nici poze cu divele pe Instagram luni seara. Noroc că Loredana Groza au recuperat marți dimineața, așa că am putut să vedem ce a gătit diva în bucătărie. Că mai nou ia păstătăt, se pozează la spectacole, în vacanțe și în bucătărie. Ce a gătit Loredana Groza de data asta? Ce a gătit? Rață pe varză. După principiul că găina bătrână face rața bună, ea ne-a dezvăluit rețeta surpriză. Da, perversă Loredana și în bucătărie. Azi ziceam, luat rața de picioare și le-am ridicat picioarele și am umplut-o cu usturoi, ceapă, măr, Doamne și ferește. Bă, cine e pervers în viața de zi cu zi, e pervers și în bucătărie. Dar voi nu sunteți perversi, mulțumesc frumos, chiar mi-ați umplut această ceașcă cu cafele. Cafele oferite de voi cu generozitate pe buymeacoffee.com/nicubendea. Să rămână Adi din România a donat cafea și după aia a venit diaspora. A venit Călin din Belgia, Marcel din Spania, Ciprian din Londra, te salut și îți mulțumesc, Tihamer din Germania și cineva care nu s-a semnat pe buymeacoffee.com/nicubendea din Canada a donat și el cafele. Mulțumesc frumos, a donat și a donat. Adonai. Da. Păi ce să zicem? Ce să zicem? Multă lume acum își face doza 3 de vaccin. Sau cum zic cei de partea cealaltă a baricadei, vă schimbă chipul. Nu-i chiar așa. Doza 3 se numește doza booster. De ce se numește doza booster? Pentru că seamănă cu meniul de la KFC. Știți meniul de la KFC? Booster. Ai mâncat un booster, te-ai scos. Ci că doare mai puțin doza 3 implementată decât boosterul de la KFC atunci când iese, după ce, da, e micul dejun și nu insistăm pe tema asta. Ferice de cei vaccinați și cu certificat verde, că în zonele în care riscul e foarte mare, ei pot să meargă toată noaptea cu mașina. Nu-i oprește nimeni, nu li se cere declarație. Mișto, în condițiile în care un litru de benzină e 6,06 lei, te plimbi cu mașina până dai în faliment. A fost și loteria asta, loteria vaccinului. Eu nu înțeleg. Persoanele vaccinate se înscriu pe un site și pot câștiga premii. Un cetățean a câștigat primul mare premiu la loteria vaccinului, 100.000 de lei. Și ce ați făcut cu acești bani pe care i-ați câștigat? Am plătit factura la gaz, factura la electric, am făcut zacuscă și de restul, ce? Mai este rest? Nu mai este rest în România, doamnelor și domnilor. Bianca Drăgușanu va da un nou trend în materie de dinți. Diva Bianca Drăgușanu ne pregătește o surpriză și toată țara o să se ia după ea. Pregătește o surpriză stomatologică. Ea are mare grijă de dantură, că vorba aia face bani din ce bagă în gură. Nu. Bianca Drăgușanu de 18 ani își tratează problemele dinților în Timișoara. O zis că are un doctor bun și mai ales în Timișoara, când merge la stomatolog găsește loc de parcare. Mișto să pleci din București ca să te parchezi în Timișoara și în fine. Zice, eu am mai lansat, zice diva, eu am mai lansat o modă la dinți când mi-am pus fațete. Zice, numai eu cu țiriac aveam fațete dentare. Mă rog, țiriac mai avea și un miliard în cont. Și acum vrea să facă o modă nouă, să inducă o modă nouă diva Drăgușanca, să-și alungească puțin caninii. Vrea să bage o modă în România, o modă pentru toți românii, să avem caninii mai lungi. Păi asta nu este o modă, să ai dinții de vampir, nu vedeți politicienii cum ne suge? Am încheiat citatul. Și pe când ieșim din primăvară, toți o să avem dinții mai lungi și mai ascuțiți, că am rost și noi ce am putut, că bani n-am mai avut.
bani pentru cafele bune. Adi, Călin, Marcel, Cipri, mulțumesc frumos, Tiha, merg și cineva din Canada, da. Ci că la spitalul de psihiatrie din Socola a fost filmat un șobolan care se plimba printr-un salon. Fericitul a găsit loc. La spitalul de psihiatrie din Socola, din Iași, se plimba un șobolan și striga în gura mare, Ioscâțu. I-au arătat ăștia mâțul și s-a băgat sub pat. Câțu, demis, cu 281 de voturi la moțiunea de cenzură. Cele mai multe voturi de neîncredere acordate unui guvern după 89. Aleluia, Câțu. Deși Rareș Bâz zicea că trebuie toți, la congresul PNL, trebuie toți să stăm în spatele lui Câțu. O fost prea greu. Ori venit aia mai noduroși și lor a plecat de spate. Zice Câțu, Rareș Bogdan, zice Câțu a fost singurul care a bătut cu pumnul în masă la Bruxelles. A bătut cu pumnul masă și a zis, au, mă doare, eu n-am putut să am încredere în Câțu ăsta niciodată. Un om care nu rezistă la trei beri, nu rezistă nici în fruntea guvernului. De când a apărut Câțu? Nici de un an. Și deja s-a și dus Câțu. Vă dați seama? De fapt, el s-a dus, dar tot pe acolo îi, știți cum zic. El nu vrea neapărat să fie președintele PNL-ului, nu vrea să fie neapărat prim-ministru. Ținta lui să fie șef la BNR. La BNR ești acolo Highlander. Și în viață, și în moarte, tot acolo e șef. Și vorba aia, ei bani. Oare Klaus Iohannis îl mai ține în brațe? Klaus Iohannis și Câțu. Iohannis profesor, Câțu un elev mediocru. Știți cum e? Atunci când ai un elev de ăsta mediocru la clasă și nu trece clasa și după aia vine în particular la tine să-i dai meditație, știi? Exact asta e relația între Iohannis și Câțu. Câțu i-o fi dat ceva bani să-l treacă în toamnă și acum Iohannis nu-l mai lasă. Bă, da și Iohannis Werner. Criză în țară, nenorocire, scumpiri, așa, și el zice, voi convoca săptămâna viitoare la consultări. Du-te mă, nu ți-ai făcut planul de vacanță? Mare dezamăgire. Du-te în Sibiu și vezi-ți acolo de casele tale și ce să mai discutăm. Am mai zis că devine USR Plusul. Alo, Plusul nu mai există, s-a dus Plusul, s-a dus Crucea, o ieșit Cioloș. Până contopire, o intrat în spirala USR-ului. Și USR-ul îi devine că nu avem noi guvern. În schimb, UDMR-ul este tot acolo. Vorba mea, într-un spectacol vechi de pe vremuri, politica trece, UDMR-ul rămâne. UDMR-ul e singurul partid din România preocupat de soarta românilor. Alo, nu vi se pare că ceva puche? Nu vi se pare? De-aia ziceți, cum vi se pare nou podcast pe care l-am pus miercuri, noua ediție de podcast? Ați râs un pic la Sorin Părcălav și la discuțiile noastre. Păi normal, că ăsta e și scop. Ce să mai zicem? Bacov i-a spusese el bine. Țară tristă, plină de umor. De seară meci, la 10 fără un sfert, dacă nu stingeți lumina ca să faceți economii, joacă România cu Germania. Poate au pus o vorbă bună Iohannis la domnișoara Merkel, să scoatem măcar un egal. Mulțumesc pentru cafea, buymeacoffee.com/nicubendea. Weekend plăcut!